Ce s-a întâmplat? De ce nu ești în teren la ora asta? Că vreau să-mi iau actele și mă las să plec. Și după meci cu Mânorul, că a făcut blat eu cu Plăscar. Dar am înțeles că sunt probleme grele la Lechița. Foarte grele. Nu s-o dau banii de o lună de zile, salariul prime, două prime. Cam cât ar însemna asta? Cam 4 milioane de euro. Cel puțin care știm noi că avem salariul la egalitate. Și mai sunt mulți colegi de-a tăi care n-au vrut să joace azi? Nu, foarte mult, cel puțin 14. Care n-au vrut să plece. După meciul ăsta n-au vrut să joace meciul ăsta. Și au vrut să plece acasă. Crezi că scorul din acest moment se datorează și acest lucru? Foarte clar. Cel puțin. Dar v-ați gândit cumva să-i lăsați pe cei din Dumitru să câștige? Înainte de meci, da. Am fost la sub fiecare și da. Cel puțin 11 titulare de care sunt în teren, nu am vrut să intre în teren. Și a intrat pentru domnul Velus, care a fost un caracter pentru noi. Singurul care a dat bani la echipă. Dar cine crezi că e de vină pentru toate problemele astea? În primul rând, de la primărie până la președinte. Fără domnul Veluț. Eu am vrut să-mi iau actele când am plecat de acolo, am renunțat la 35 de milioane. Am renunțat la 35 de milioane. Am semnat foaie și n-am vrut să-mi dai actele. Deci când am plecat de la Gula, am renunțat la 35 de milioane. Și după, acum, după match-ul cu Mânor, n-am vrut să-mi dai actele. O sunat tata, o sunat mama, o sunat toată lumea. Și n-am vrut să-mi dai actele. Dar din ce știi tu, match-ul ăsta, crezi că ar fi blat? Blat nu. Dar jucătorii nu mai joacă cu aceeași ambiție. Ce crezi că se va întâmpla la Lechința? O să se bată. Campionatul ăsta nu mai ajung să se bată la Tirodare, dar după anul ăsta, 100%, nu o să mai meargă nimeni. Din toți 20 de jucători care suntem, dacă rămân 2-3, cel puțin. Cel mult. Maxim 2-3. În rest, toți o să plece.